Salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, exact, ați citit foarte bine titlul, o să citim secretele voastre. Facem partea a doua, mă aflu fix în același loc în care am filmat și prima parte, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte, dar foarte, foarte, foarte mult vlogul în care am citit secretele voastre, bineînțeles fără a dezvălui identitatea persoanei care mi-a spus secretul, și m-am gândit să fac un vlog în care să vă integrez pe voi, pentru că, sincer să fiu, n-am mai făcut de mult un vlog în care să vă rog pe voi să-mi scrieți ceva pe story și să integrez în vlog. Așa că, înainte să începem vlogul și să citesc secretele voastre, abia aștept! Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, să facem multe, multe, multe like-uri și lăsați-mi în comentarii cât mai multe idei de vloguri, ce ați vrea voi să mai vedeți pe canalul meu de YouTube. Rupeți acolo neapărat butonașul de like, pentru că o să vedeți ce secrete am ales și o să fiți foarte șocați și vlogul ăsta merită un mare like. Mua! Hai să o facem partea a doua la citesc secretele voastre. Și nu luați în considerare unghiile mele care pe jumătate sunt rupte, dar am fost în vacanță și m-am dat în toate drăcovenile și bineînțeles că în mare și cât de zguduită eram, mi s-au rupt unghiile. Acum trebuie să aștept ea să-mi crească și sunt foarte supărată, dar n-aveam cum să nu filmez vlogul, chiar dacă am una, două, trei, patru unghii rupte. Bravo, Bibi! Good job! Așa că eu și Honey, cel somnorosul pe care l-am trezit pentru a face acest cadru cu el, am ales cam 20 și ceva de secrete de ale voastre, pe care noi o să le citim și o să le dezbatem. Mă rog, eu o să le citesc și o să le dezbat, pentru că o să las pe Honey să doarmă acum. Let's do this! Mamă, deci abia aștept. Mi se pare foarte, foarte interesant așa să citesc secretele oamenilor și abia aștept, pentru că am ales niște secrete de-a dreptul spicy, să le zic așa, cam picante, cum îmi place mie să zic. Așa că primul secret sună cam așa. Sora mea are o relație cu fratele mamei. Nimeni nu știe. Stai puțin, că aici e cu mătușa lui mama și a bunicului de gradul 2. Deci, să elucidăm misterul. Deci, sora ta are o relație cu fratele mamei. Din practic, cu unchiul ei. Ce? În momentul ăsta, cei care urmăresc acest video, ca să-mi înțeleagă reacția, fiecare să se gândească la unchiul ei. Sau lui. Padum, țin. Ce? Da. Trecem peste. Al doilea secret. M-am împăcat cu fostul și toată lumea știe că nu suntem împreună. Păi dacă te-ai împăcat cu el și ești fericită, de ce n-ai vrea ca lumea să știe? Înseamnă că nu este ce trebuie. Ceva la mijloc e acolo. Nu știu, mă simt așa ca o prezentatoare care dezbate cele mai interesante subiecte atunci când citesc aceste secrete. Nu știu, sfatul meu, părerea mea, ciorba are încălzită, nu e chiar așa bună. Cineva zice, am primit inel de logodnă la 17 ani. Foarte bine, ce e greșit în asta? Dacă ești fericită și dacă simți că persoana de lângă tine este persoana potrivită cu care îți dorești să construiești un viitor, atunci mi se pare ceva super drăguț. Asta nu înseamnă că imediat după ce ai primit inelul de logodnă e și nunta și botezul. Este un simplu inel de logodnă. Acest inel de logodnă e ceva între voi, ceva simbolic, care reprezintă iubirea voastră și că sunteți mult mai uniți și mult mai... Ați înțeles voi la ce mă refer. Ideea e că după un inel de logodnă nu se face imediat gata și nunta. Încă un secret. Mi-am înșelat iubita cu mama ei. De ce ai face asta? Nu înțeleg. De ce îți mai este iubită? Ca să o înșeli? Dacă o să vă uitați la prima parte cu citesc secretele abonaților, o să înțelegeți că eu sunt o tipă mai old school, așa că nu știu. Am niște principii și na, fiecare om cu ce gândește el și cum a fost educat și așa mai departe. Dar eu merg pe principiu că dacă nu mai merge între voi, puneți punct, move on și după poți să fii cu oricine vrei tu.
Dar de ce să faci asta? De ce să înșeli persoana cu care ești? Să știi că de fapt te înșeli pe tine și îți faci un rău ție și în timp o să vezi chestia asta. Adică cel mai bine ar fi să vorbești cu persoana cu care ești la momentul acela, să luați o decizie, să puneți punct dacă așa simțiți și știți că nu mai merge treaba și după să fii cu cine vrei. De ce ai înșelat pe cineva? Nu pot să înțeleg, ia că mă și enervez. Sau înseamnă că îți plac dramele și vrei să ai parte de acțiune și scandal și tot felul de chestii. Adică la ce te-ai gândit? Că nu o să afle și că după o să mai poți să fii împreună cu ea? Păi în primul rând te-ai mințit pe tine. Cum poți să mai fii împreună cu cineva dacă știi că ai înșelat-o? Am doi iubiți și nu știu pe cine să aleg, că amândoi mă iubesc foarte mult. Da, ce pot să zic? Unii dintre voi chiar aveți drame mari. Nu știu, e o vorbă foarte faimoasă. Dacă ești indecisă, alege-l pe al doilea, pentru că dacă l-ai fi iubit suficient pe primul și ai fi ținut suficient la primul, nu ar mai fi apărut al doilea și nu te-ai mai fi gândit și la un al doilea potențial iubit. Așa că alegerea e la tine. Și nici măcar nu contează vorbele astea psihologice pe care le scot eu acum. Tu știi cel mai bine care este situația, așa că alegerea asta la tine. Ia, fiți atenți că asta mi se pare foarte amuzantă. Am lăsat o fată însărcinată și am dat vina pe prietenul meu. Nu spune numele, te rog. Oricum nu spuneam numele, nu dezvălui nicio identitate, dezvălui doar secretele fără a spune numele, dar mi se pare foarte, foarte tare chestia asta. Foarte tare secret. Mai citim încă o dată. Am lăsat o fată însărcinată și am dat vina pe prietenul meu. Măi, nu știu cum să zic, dar faza asta cu însărcinatul nu prea e cu dat vina. Nu e ca atunci când nu-ți făceai tema și dădeai vina pe cățel că ți-a mâncat-o. Asta în cazul în care, na, dacă știi tu că a fost ceva între acea fată și prietenul tău și între acea fată și tine, da, complicat. Chiar aveți în partea asta, în a doua parte, sincer să fiu, parcă nici nu pot să dau sfaturi, aveți niște secrete foarte șocante. Am mai stricat încă 3 cabluri și un încărcător, iar mama nu știe. Da! Ăsta da secret! Asta da problemă! Am ascuns o pisică în casă la bunica în dulap. A aflat după o săptămână și nu m-a mai lăsat la ea în casă o lună. Dar săraca pisică, cum a putut să stea în dulap o săptămână? Mai miune și ea, mai zice și ea un hau, mau, un... ceva! Zice și ea acolo ceva, nu? Mamă, înseamnă că ești chiar bună la ascuns lucruri. Bravo ție! Bunica mea făcea duș, iar fratele meu i-a făcut poze. Man, ce fetișuri are fratele tău! Spicy! Am venit beată acasă de 2 ori. Știu doar surorile mele mai mari, cu ele am fost. Am aproape 13 ani. Încă o dată, chestia asta ține doar de principiile pe care eu le am și că sunt old school și, na, așa am fost eu educată și așa mai departe. Dar nu pot să înțeleg copiii, adolescenții care se îmbată la vârste atât de mici. Adică toate la timpul lor. Trăiți-vă copilăria, că e atât, atât, atât de frumoasă. Și fiți copii cât încă mai puteți, pentru că la 50 de ani, nu că aș avea eu 50 de ani și aș ști chestiile astea, dar acum că mai am un picuț și fac 20 de ani, mă rog, jumătate de ani și fac 20 de ani, pentru că aș vrea să fiu copil, nu că nu mi-ar plăcea la vârsta asta, îmi place foarte mult, dar Doamne, ce aș vrea să mai copilărești, să fiu mică și să mă răsfăț și să n-am griji și probleme și așa mai departe. Anyway, toate la timpul lor. Poate că o să realizați chestiile astea la vârsta la care ar fi normal să, na, să vă mai amețiți la un party sau chestii de genul, chestii pe care voi deja le-ați făcut. Îmi e frică de întuneric. Super tare, sunt aici cu tine, prietena ta pe viață. Mi-e frică de întuneric super, super, super rău și nu mi-e frică să o zic. Mi-e groază de întuneric. Nu pot să stau nici 2 secunde în întuneric. Mi-e foarte frică. Timp de 2 luni am vorbit cu fratele meu de pe un cont fake. Gen ca iubit și iubită. Mamă, wow. Nu știu, în primul rând, cum ai putut tu să faci asta? Mă rog, dacă ai vrut la mișto și de fan și pentru amuzamentul tău, nici așa nu merge. Wow, timp de 2 luni. Ăsta da secret. Mă întrebare dacă acum fratele tău știe. Am mințit o fată că am soră geamănă și mergeam acasă să mă schimb de haine. 8-9 ani, gen cam pe la 8-9 ani. Foarte tare, bravo ție. Mă întreb de ce nu m-am gândit și eu la asta când eram mai mică. Întotdeauna mi-am dorit să am o soră geamănă. Când puteam chiar eu să fiu sora mea geamănă. Foarte tare chestia asta, gen, ce să le zici oamenilor că ai o soră geamănă și tu, de fapt, să fii aceeași persoană, dar să te duci acasă să te schimbi. Da, nu ține pentru mult timp această schemă, e clar. Că na, la un moment dat oamenii își vor pune un semn de întrebare de ce nu vă văd împreună, dar... Foarte tare! Bine gândit!
I'm so proud of you. Plâng mereu când sunt bad. Foarte rău. Ar trebui să râzi. Indiferent de orice ar trebui să râzi. Dacă plângi, înseamnă că suferi. Și n-ar trebui să suferi. Ar trebui să râzi. Că viața e scurtă. Să te bucuri de fiecare moment și de fiecare clipă. Trăiți la maxim fiecare secundă din viață. Vărul meu mă abuzează și eu nu pot să mă opun. Și mi-e frică să-i spun mamei ce mă sfătuiesc să fac. Îmi place când citesc decretele voastre. Că mă simt așa și ca un mic psiholog. Și voi știți că mie întotdeauna mi-a plăcut psihologia. Se pare chiar interesant vlogul ăsta. Poate o să facem și partea a treia. Dacă vreți să facem asta, lăsați acolo un comentariu. Deci să mai citim încă o dată secretul. Vărul meu mă abuzează și eu nu pot să mă opun. Și mi-e frică să-i spun mamei ce mă sfătuiesc să fac. Să-i spui mamei. Trebuie, neapărat. Adică vrei să trăiești cu chestia asta, să fii abuzată non-stop, sau să treci peste o frică pe care o ai și să-i spui mamei tale. Și până la urma urmei este mama ta, iar părinții vor ierta întotdeauna. Credeți-mă, orice ați face, părinții vă sunt cei mai buni prieteni. Și înțeleg că chiar dacă poate nu la toată lumea e o relație excepțională între copil și părinte, și copilul poate nu simte părintele ca fiind cel mai bun prieten, deși vă sfătuiesc din tot sufletul să încercați să faceți chestia asta, pentru că este cea mai frumoasă prietenie care va putea să existe forever and ever. Ar trebui totuși să discutați problemele care vă apasă cu părinții voștri, pentru că de asta sunt părinți. Și oricât de mult ați greșit și orice vi s-ar întâmpla, părinții vor reuși să treacă peste chestiile astea, pentru că vă sunt părinți. Sora mea ascunde secrete de mine și eu vreau să le știu, dar nu știu cum să le aflu. Aici, hai să lăsăm psihologul deoparte și să vină partea amuzantă de mine. Ai apelat la cine trebuia, la cel mai mic stalker posibil. Te pup, Daie, dacă vezi acest vlog, sora mea minunată care m-a suportat 17 ani de zile până să se mute, până să-și facă o familie, dar îți mulțumesc că m-ai suportat! Eram cel mai mare stalker și de fiecare dată când îi schimba parolele, nu știu cum făceam, dar creier, îi le aflam. Aflam fiecare parolă și citeam fiecare mesaj și Daie, te iubesc și îmi cer scuze, dar acum sunt o soră și o mătușică minunată. Și în ciuda faptului că na, eram sora mai mică, era și normal, eram sora mai mică, a fost o diferență destul de măricică între noi de 6 ani de zile și na, nu prea ne-am pupat noi la idei până acum câțiva ani. Ne-am iubit întotdeauna și îi mulțumesc că mi-a fost ca o a doua mamă și acum ne înțelegem super bine, suntem cele mai bune prietene și vorbim de toate, iar acum ne amuzăm de lucrurile care s-au întâmplat și că eu eram un mic stalker. Am avut un iubit la doar 10 ani și a durat 4 luni. Vă rog, nu faceți ca mine. Mi se pare foarte tare mesajul ăsta, foarte tare secretul. Probabil persoana care a scris acest secret acum, na, poate e mai mare, dar atunci când avea 10 ani a avut un iubit și a durat 4 luni. Da, mi se pare foarte bun sfatul. Un sfat mai bun decât tocmai persoana care a spus secretul nu putea să-l dea absolut nimeni. Vă rog, nu faceți ca mine. Exact, pentru că aveai doar 10 ani. Și na, relațiile la 10 ani nu sunt relații, sunt prietenii cu pupici. Cred, nu știu, cel puțin așa văd eu treaba, dar foarte tare mesajul. Sora mea este gravidă și părinții noștri nu știu, iar iubitul ei a părăsit-o când a aflat. Încercați totuși să vorbiți cu părinții, ei vor înțelege cel mai bine. Vor încerca să înțeleagă, chiar dacă poate și lor o să le fie greu. Mi-a plăcut de soțul mamei mele. Mă gândesc că părinții sunt divorțați și acest soț al mamei tale ar fi venit tatăl tău vitre. Nu știu, nu mă bag, fiecare cu fanteziile lui. Dar sunt sigură că mai există și alți băieți. Încearcă totuși, nu te opri la soțul mamei tale. I-am citit mesajele surorii mele cu iubitul ei fără să știe. Stai liniștită! Asta am făcut toată copilăria mea. Am citit toate mesajele pe care sora le avea cu toți iubiții ei. Așa că nu e un capăt de lume. Încearcă totuși să nu o părăști, pentru că am fost o părăcioasă mică, da, v-am spus și eu un secret al meu. Dar, repet, acum ne amuzăm de toate chestiile astea, am avut o copilărie superbă împreună, nu mi-aș fi putut dori o altă soră și sunt sigură că nici ea nu și-ar fi dorit o altă soră. Pentru că, hei, ea m-a dorit cel mai și cel mai mult. Am o relație de 2 ani de zile, iar părinții mei nu știu. Am 12 ani. M-am zis, ai relație de la 10 ani? Să ne întoarcem în urmă un picuț cu
2, 3, 4 secrete în care cineva spunea: am avut un iubit la doar 10 ani. Vă rog, nu faceți ca mine! Yay! Mereu par a fi dură și nu plâng de față cu alții, dar când ajung în camera închid ușa, dau muzica tare în căști și încep să plâng. Îmi pare super, super, super rău. Toată treaba asta cu sentimentele e o treabă complicată. E greu să-ți exprimi sentimentele, mai ales când unele persoane poate sunt mai închise în ele și nu prea sunt deschise să-și împartă sentimentele. Dar, repet, încă o dată, părinții nu ar trebui să vă fie frică să vă împărtășiți sentimentele. Ei știu cel mai bine cum să rezolvi situația, așa că n-ar trebui să evitați să discutați cu ei ce vă pasă pe suflet. Da! Cam acestea au fost secretele. Trebuie să recunosc că am avut parte de niște secrete la care nu mă așteptam, dar mă bucur că le-am citit și sper din suflet să vă placă acest vlog. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și nu uitați să lăsați acolo multe, 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 multe comentarii în care îmi spuneți ideile voastre, ce ați vrea să mai vedeți pe canalul meu de YouTube, challenge-uri, provocări, prank-uri și așa mai departe, pentru că eu citesc comentariile voastre, voi știți foarte bine, dau multe, multe inimioare, așa că lăsați acolo multe, multe comentarii, pentru că răspund la comentarii și dau multe, multe inimioare! Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, să apăsați pe clopoțel, bineînțeles, ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Eu v-am pupat tare, 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 tare! Mua! Și ne vedem data viitoare! Pa!